Aș vrea să deschidem împreună Cartea Domnului la Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, și vom citi doar trei versete, versetul 3 la 6. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Amin. Să ocupăm locurile. Vom începe astăzi, practic, un serial de predici despre necazuri. Se pare că dacă este ceva comun tuturor oamenilor, este necazul, sunt suferințele, sunt problemele. Și am vrea să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu cum să ne purtăm în asemenea circumstanțe. În Proverbe 24, versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe că atunci când vine necazul, să fim tari, să nu slăbim, să nu ne lăsăm duși de necazul care a dat peste noi. Una dintre problemele fundamentale ale tuturor oamenilor este necazul, este suferința. Și întrebarea perpetuă a tuturor muritorilor, luată apoi de toți filozofii la rând, de toți gânditorii umanității: de ce există suferință? Când dă vreun necaz peste noi, prima noastră întrebare asta este: de ce? Dacă suntem un pic mai mândri, următoarea întrebare este: de ce tocmai eu? Acum că vine necazul peste alții, mai înțelegem, dar de ce tocmai peste mine, nu? Pe mine ar trebui Dumnezeu să mă trateze puțin mai diferit decât pe ceilalți, pentru că sunt mai special, nu, decât ăialalți. Singurul răspuns corect la întrebarea asta, indiferent cine o pune, este acesta: omul se naște ca să sufere, precum scânteia se naște ca să zboare, spunea Iov, capitolul 5, versetul 8. Ne naștem ca să suferim. Practic, noi trăim într-o lume căzută, o lume care a căzut din harul lui Dumnezeu. Și fiecare avem partea noastră din această tragedie a umanității. Avem părticica noastră, nu ne putem rupe de această umanitate căzută din harul lui Dumnezeu. Poate că întrebarea corectă ar fi: ce ar fi mai bine să facem atunci când vine necazul? Pentru că sunt trei feluri de oameni: care au avut necazuri, care au și care o să aibă. Nu știu dacă veți întâlni vreodată un om care n-a avut necazuri niciodată. Eu am îndoiel despre asemenea persoane. Probabil ori nu țin minte ce li s-a întâmplat în viață, ori sunt foarte optimiști. Dar necazul vine în viața fiecăruia dintre noi. Nu scăpăm de el. Este parte din existența noastră. Ne-am născut ca să avem parte de suferință. Trei lucruri ar vrea în această seară să le discutăm. Necazul îți descopere adevăratele slăbiciuni. În al doilea rând, necazul îți deschide ochii spre lumea spiritelor, pe care de cele mai multe ori o neglijăm. Și apoi necazul te ajută să înțelegi că ai nevoie de Hristos. Aceste trei lucruri o să le dezbatem în această seară și o să umblăm printr-o serie de citate biblice. Nu vreau să vă plictisesc foarte mult, dar necazul îți descopere, practic, adevăratele tale slăbiciuni. Atunci când ne merge bine, când suntem sănătoși, când toată lumea ne aplaudă, când avem succes oriunde ne ducem,
totul este roz, nu? Nu ne dăm seama că suntem slabi. Aproape avem impresia că suntem puternici, că de aia o ducem așa de bine, nu? Pentru că suntem puternici și nu suntem slabi ca ceilalți, nu? Care, iată, domnule, o bai bolnav, ba, o pierdut ceva, ba, a pierdut geabul, ba, cine știe ce alte lucruri a pierdut în viață. Nu încerca să scap de necaz, ci fii atent că El îți descopere adevăratele tale slăbiciuni. Adevăratele slăbiciuni le descoperim atunci când suntem în necaz. Țin minte că prima dată când eu mi-am dat seama că am îmbătrânit, n-a fost un eveniment prea plăcut deloc. N-aș fi crezut, mă credeam încă puternic. M-am dus cu copiii la pescuit, eram într-un concediu în Florida. Ne-am dat jos din mașină, ne-am luat undițele și a venit ploaia. Și ne-am apucat să fugim cât mai repede la mare, acum dorni să pescuim. Numai bine am alunecat și am căzut așa ca un sac. Efectiv, n-am crezut că eu pot să cad în halul ăla, nu? Fără să mă pot sprijini cu nimic. Pur și simplu, ca un sac m-am lovit de betonul, de asfaltul din parcare. În momentul ăla mi-am dat seama că sunt bătrân. În momentul ăla am înțeles, de acum încolo, băiete, nu mai fugi, vezi unde calci. De atunci am început să învăț chestiunea asta. Mulți dintre noi încă n-am învățat treaba asta. Am un prieten care încă joacă fotbal și e un pic mai bătrân ca mine și tot îi spun, mă băiete, am impresia că o să înveți foarte curând că ești bătrân. O să-ți rupi vreun picior sau cine știe ce. Pentru că la asemenea evenimente îți dai seama dintr-o dată de slăbiciunile care le ai. Nu mai ești cel care ai crezut că ești. Necazul este însă, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov 36:19. Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și chiar toate puterele pe care le-ai putea desfășura? Te-ar ajuta toate astea la necaz? Nu te ajută cu nimic. Plângem, protestăm, strigăm, nu ne ajută absolut cu nimic. Suntem absolut neputincioși pentru că în necazul ne descoperim cât de slabi suntem de fapt, ce vulnerabili suntem ca și ființe umane. În primul rând, necazul este modul lui Dumnezeu de a ne atrage atenția. Când vin bucuriile, succesul, toată lumea te aplaudă, nu? Începi să te crezi puternic, începi să te crezi că totul este în regulă, dar dintr-o dată te lovești de un zid. Și ne vine foarte greu să acceptăm că în modul ăsta Dumnezeu îți atrage atenția. Stai, băiete, tu umbli prea nepăsător în lumea asta, prea mă ignori în această lume, ia vezi că este ceva mai mult decât vezi tu înaintea ochilor tăi. Psalmul 60:11, psalmistul spune, dă-ne ajutor ca să scăpăm de necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Probabil că vin necazuri în care ne dăm seama că ajutorul nostru, resursele noastre sunt absolut nule, nu ne pot ajuta cu nimic. Și atunci dăm dreptate celui care spune că Dumnezeu ne șoptește în bucurii și în succes, dar Dumnezeu strigă la noi prin durere și prin necazurile noastre. Nimic nu ne atrage atenția în mersul nostru spre împărăția lui Dumnezeu ca și necazurile, ca și durerile. Cei mai mulți și mai pocăiți oameni pe care eu am văzut vreodată, i-am găsit la spital. Și sunt oameni care au început să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru boli, pentru necazuri, pentru suferințe, pentru că spuneau, domnule, dacă nu mă îmbolnăveam, cine știe unde ajungeam. Dar Dumnezeu mi-a dat noiaua asta să mă trezesc. Și s-au trezit cei mai mulți pe patul unui spital. În al doilea rând, prin necaz, primim asigurarea că Dumnezeu ne iubește.
Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiul pe care îl primește. Evrei 12:6. Cei mai mulți dintre noi, când vine un necaz în viață, de obicei știm cam de ce s-a întâmplat. Hai să fim serioși. Pentru că fiecare ne uităm în viața noastră și nu știu dacă avem dreptate sau nu, dar asociem de fiecare dată necazul care a venit peste noi cu ceva negativ care am comis în viața noastră. Ori am spus ceva ce nu trebuia să spunem, ori cine știe ce altceva am făcut și întotdeauna asociem necazul cu fără de legea care am făcut-o. Și atunci când vezi că Dumnezeu te iubește, nu? E o cântare extraordinară. Dumnezeu mă iubește, de-aia m-a pedepsit. Pentru că sunt ca un copil pe care el îl corectează. Este semn de dragoste când îți disciplinezi copilul. În momentul în care nu-l bagi în seamă și îl lași să crească, avea un om din sat de la noi o vorbă, zice, ca și salca în pârâu. Așa creștea ca salca în pârâu. Deci, fără grijă, fără control, nu? Când lași un copil să crească de la sine, e de fapt o dovadă că tu nu-l iubești cu adevărat pe copilul acela. Pentru că dacă îl iubești cu adevărat, îl disciplinezi, ești cu ochii pe el, nu? Îl ajuți să se îndrepte. Și atunci când prin necaz simțim nuiaua lui Dumnezeu în viața noastră, primim și asigurarea că Dumnezeu ne iubește. Că dacă nu ne-ar fi iubit, nu ne-ar fi pedepsit, ne-ar fi lăsat să mergem de capul nostru. Un alt lucru extraordinar este că necazul este o chemare din partea lui Dumnezeu să ne cercetăm pe noi înșine. Când vine un necaz în viață, când ai o pierdere, când ai o respingere, o boală, un accident, cine știe ce, te s-a furat portofelul, ca și lui Cornel, nu, m-a sunat odată, cineva mi-a trimis un e-mail din India, tot în India, zice, unde Dumnezeu, că mi s-a furat portofelul? Și am răspuns tot în e-mail, am zis, Dumnezeu este exact în același loc de pe vremea când aveai portofel. El tot acolo, el nu s-a schimbat absolut deloc. Tu te-ai schimbat, tu reacționezi diferit. Când ai portofel, gândești într-un fel, când ai, îi bai. Ei, Dumnezeu ne cheamă la o cercetare de sine, ori de câte ori se întâmplă ceva neprevăzut. Cum stau cu viața de rugăciune? Cum stau cu cititul Scripturii? Cum stau cu venitul la biserică? Cu disciplinele spirituale? Cu faptele bune. Am o inimă bună sau rea? Nu? Lui Rodica îi place foarte mult să citească proverbe și zicători de la toate neamurile pământului, le mai găsește pe YouTube și mi le mai spune și mie. Și cineva spunea că este o mare naivitate să crezi că un om rău, nu, o să fie bun așa deodată, dintr-o dată. Și ar trebui să ai în vedere că cine e rău, tot rău rămâne, nu? Greu să schimbă oamenii. Uneori nici Dumnezeu nu-i mai schimbă. Nu? Pe cei răi îi dă pe mâna celui rău în final, dacă nu sunt de treabă. Și atunci când vine un necaz, începem să ne gândim, măi, n-am fost eu rău cu cineva, nu? Am vorbit eu frumos, m-am purtat eu cum trebuie, nu? Am pierdut ceva bani, nu trebuia oare să dau, și mi-aduc aminte exact de cercetorul ăla care m-a așteptat la colțul străzii, nu? Unde am oprit mașina și m-am uitat în altă parte și l-am și judecat. Nu? Am fost în Israel cu Steve și mulți frați. Vă spun asta pentru că este o chestiune care o am pe inimă de ani și ani de zile. Îmi sună în suflet ceva foarte ciudat. Am un regret care nu pot să-l mai repar. Cred că eram la mănăstirea Sinai și am coborât de pe munte și au venit niște copii de arab după noi să ne vândă niște pietre șlefuite ca niște ouă, nu știu de ce piatră
semiprețioasă din vremea aceea. Și nu aveam bani. Nu aveam bani, eram pe sfârșitul călătoriei, se terminaseră resursele. Nu aveam decât niște bagnote mai mari la mine, care nu venea să le dau eu la arabul ăla, nu? Dar s-a întâmplat ceva, puiul ăla de arab emitea un fel de scânce, de durere, de, nu știu, unic, n-am mai auzit, în viața mea n-am mai auzit geamătul acela din copilul ăla. Mă credeți că sunt foarte mulți ani de acum, de atunci. Și azi îl aud câteodată. Și îmi zic, Doamne Dumnezeule, de ce am fost rău? De ce nu am dat, indiferent câți bani aveam să-i dau la copilul ăla? Geamătul ăla mă urmărește. Știți că atunci când vine un necaz în viața noastră, ne aducem aminte de câte un geamăt din ăsta. O privire din aia îndurerată de la cineva care i-a întors spatele, sau cine știe ce. Și Dumnezeu ne lasă necazurile acestea pentru ca să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne judecăm pe noi înșine. Pentru evlavia ta te pedepsește El oare și intre la judecată cu tine, spunea Iov 22:4. Oare pentru că ai fost așa de pocăit și de sfânt de a pedepsi Dumnezeu? Nu! A avut Dumnezeu niște motive foarte serioase de a-L pus, de a pus nuiaua pe tine. Parcă cineva a spus că Dumnezeu este un tată bun care întotdeauna și iartă copiii. Îi așteaptă să mai crească, să se mai maturizeze, să mai devine mai serios, mai responsabil. Dar diavolul pedepsește orice lucru bun pe care l-ai făcut. Ăsta e foarte consecvent. Te pedepsește pentru imediat orice cuvânt bun care l-ai spus, el vine să te pedepsească. Domnul te pedepsește întotdeauna nu pentru evlavia ta. Diavolul te pedepsește pentru evlavia ta. Dar Dumnezeu te pedepsește și intră la judecată cu tine pentru lucruri negative din personalitatea ta. Apoi, necazul este modul lui Dumnezeu de a ne înfrânge mândria, de a înfrânge mândria din noi. Știți că fericirile de pe munte încep cu ferice de... Hai să vedem care știe prima fericire. Cei săraci cu Duhul. Noi am avut un studiu biblic despre fericirile de pe munte. Și Dumnezeu îi fericește pe oamenii aceia care au puțin Duh de a lor în ei, care au cât mai puțină mândrie personală, cât mai puțin egoism, cât mai puțină fire pământească în ei. Pentru că cu cât ai mai mult din firea pământească și din mândria ta, cu atât mai greu te pocăiești, cu atât mai greu te întorci la Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne înfrângă mândria asta. Credeți-mă, după ce m-am ridicat de acolo de jos, după ce am picat așa ca un sac, m-am uitat în toate părțile să nu mă fi văzut cineva, să mai și râde de mine, nu? Era să le trag câteva palme la băieții mei că au râs de mine, nu? Ascultați-mă, Dumnezeu ne dă necazuri uneori caragioase, nu? Și lovesc direct în mândria noastră, în orgoliul nostru. Pentru că orgoliul ăsta al nostru, mândria, este una dintre piedicile majore în calea spiritualității noastre. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri, spune Psalmul 31:23. Ar trebui să vedem, nu? Cumva a venit biciul ăsta pentru că am fost un pic prea mândru, nu? În al cincilea rând, necazul ne aduce aminte de slăbiciunile noastre, ne aduce aminte cât de slab și de vulnerabil suntem.
că cel știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână, spune Psalmul 103, 14. Dumnezeu știe din ce ne-a făcut, din ce material suntem. Noi mai uităm câteodată, ne credem de oțel, ne credem cine știe de piatră, de granit, noi nu ne spargem, noi nu ne îndoim, noi. E, și atunci Dumnezeu ne lasă să ne vedem propriile noastre slăbiciuni. Apoi, necazul ne motivează să-L căutăm pe Domnul. Necazul ne motivează, ne dă toate motivele să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că singurul care ne poate salva este El. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură și nu în mânia Ta, ca să nu mă nimicești, spune Ieremia 10:24. Pedepsește-mă, este ok, dar cu măsură, așa ca un tată care știe să-și dozeze pedeapsa după infracțiune comisă, nu? Dumnezeu întotdeauna știe să păstreze echilibru între infracțiunea care am făcut-o și pedeapsa care ne-o aplică. Și zice, nu în mânia ta, nu când ești nervos, ca să nu mă nimicești. Știți că n-ar trebui să ne pedepsim copiii, de exemplu, că suntem mânioși? Este un sfat formidabil pe care eu n-am reușit să-l țin de foarte multe ori, nu? Cum să-i bați când ești calm? Trebuie să-i enerveze, bine, să le trage mamă de bătaie, nu? Să fii liniștit, calm, duhovnicesc, nu, hai să vă bată tata. Nu merge chestia asta. Nu, trebuie să te calci pe nervi ca să pui mâna pe curea și să faci disciplină. Ei, Dumnezeu nu este ca noi. El ne bate cu măsură, dacă vreți. Și ne motivează să-L căutăm pe Domnul. Apoi, un alt subiect care am zis că-l discutăm este că necazul îți deschide ochii spre lumea spiritelor. Nu te concentra spre circumstanțele exterioare, ci fii conștient că ai de-a face cu puteri spirituale nevăzute. Când vine necazul, nu te concentra numai pe ceea ce vezi și auzi și simți. Sunt puteri nevăzute care sunt la lucru în momentele acelea. Necazul scoate în evidență lupta spirituală în care ești chemat și suntem chemați, nu? Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, Efeseni 6:12. Și atunci când vine un necaz, ar trebui să ne deschidem ochii, să înțelegem acest context spiritual în care are loc experiența prin care noi trecem. Apoi, necazul este metoda folosită de Dumnezeu pentru a ne purifica credința, pentru a ne face să avem o credință mai curată și mai adevărată. Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 7, spune, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul curat, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința trebuie încercată. Și Dumnezeu ne probează credința și ne purifică credința prin necazurile pe care trecem. Apoi necazul este un semnal că trebuie să ne reevaluăm prioritățile din viață. Probabil că este o anumită vârstă și eu sunt la ea deja, nu știu, poate că prea devreme, așa, încep să mă gândesc foarte mult la câți ani am mai rămas din viața mea și să văd ce mai pot să fac cu ei. Și în funcție de ideea asta, încerc să-mi fac priorități ale vieții. Ce e bine să fac în vederea acestui timp foarte scurt pe care eu mai l-am de petrecut în această lume. Și am un fel de priorități pe care le am, nu? Am fost în România și rude, frate meu, hai, mutați-vă aici în România, uite,
poți să-ți faci casă aici? Mă, băiatule, bun, dar eu am un buletin. Am zis, eu am pașaport, mă mai uit în el din când în când, cam știu câți ani am, cam știu ce vreau să fac cu viața mea, nu? Și atunci, pentru că ceea ce vreau să fac cu viața mea se potrivește mult mai bine să o trăiesc unde sunt acum, decât să mă mai leg la cap cu cine știe ce alte aventuri, nu? Necazurile întotdeauna sunt niște semnale că ar trebui să revezi lista asta de priorități. Te trezești dintr-o dată pe patul unui spital și începi să te gândești și spui, bă, dar nu e bine să mă mai ocup eu de ce m-am ocupat până acum, nu? Povestea cineva că are în România acum ATV-ul, zic ăștia, mașini de alea cu patru roți de teren, umblă peste tot, poate coclaurile, dealurile. Când îi auzi prin ce accidente trec, cum se dau peste cap, în șanțuri, peste tot, te apucă groaza. Ei, când te ajunge spitalizarea după niște aventuri din astea, nu cred că mai urci pe animalul ăla cu patru roți, nu? Care te duce prin toate șanțurile. Renunți la chestiunea aceea. Un necaz îți reevaluează prioritățile în viață. Descoperi că familia e mult mai importantă decât până acum. Descoperi că a merge la biserică este un lucru foarte sănătos și important. Rugăciunea, cititul Bibliei în fiecare zi. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, a spus Domnul Iisus, și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ei bine, la spital înțelegem chestia asta mai bine ca oriunde. Așa e? Pormă, necazul este modul lui Dumnezeu de a testa prieteniile. E un verset tulburător și aș vrea să-l auziți. Ieremia 9:4 zice, fiecare să se păzească de prietenul lui, să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten caută umblă cu bârfe. Wow! 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 Este un verset tot pe aproape, tot în același profet care zice să ai grijă și de nevastă, dacă și asta e cu... are alte păreri decât tine de foarte multe ori. Necazul, când ai de necazuri, atunci îți testezi prieteniile adevărate, nu? Cine vine la spital? Cine te ajută? Cine se roagă pentru tine, nu? Dacă se aude că mor, cine sună la telefon? Eu glumesc cu Steve acum că fratele lui Steve a trecut la Domnul și foarte multă lume a înțeles că e vorba de Steve și ce o să dea telefoane. În al treilea rând, și ne apropiem de încheiere, necazul te ajută să înțelegi că ai nevoie de Hristos. În necaz nu încerca să trăiești pentru Hristos prin puterea ta. Hristos trebuie să trăiască în tine prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Necazul este chemarea lui Dumnezeu să te identifici cu Hristos. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi, spune Apostolul Pavel, și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Dacă în Noul Testament este un verset care îmi dă bătăi de cap și dureri de cap, este versetul ăsta. Cum, Domnule, suferințele noastre, nu? Care le avem în trupul nostru, ele împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică? Vrea să spun apostolul aici că Hristos ca și mire, nu? Ca și soț al bisericii, nu? El a suferit suferințele crucii și morții pentru biserică. Dar se pare că suferințele lui pentru biserică continuă și continuă și în ceruri. Cred că Domnul nu este prea fericit când mireasa lui nu e curată, nu e fără nicio pată și orice zbârcitură, nu?
Și Pavel spune, și eu sufer alături de Hristos și adaug suferințele mele la suferințele Lui pentru biserica sa. Mă rog, asta este una dintre explicații, dar așa cum ziceam, e un verset care mi-e de dureri de cap majore. Necazul este motivația să trăim în lumină, să trăim cu cărțile pe masă, să trăim în adevăr ceea ce suntem, ceea ce gândim să și vorbim și să nu trăim o viață duplicitară. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Necazul te ajută să treci cu cărțile pe față, să recunoști neputința, să recunoști slăbiciunea, să recunoști că ai nevoie de Hristos. Ăsta suntem. That's it. Și apoi, necazul, așa cum am citit versetele din această seară, necazul este o pregătire de a-i mângâia și a încuraja pe ceilalți care trec prin necazuri. Okay? Ei, când Domnul ne dă necazul, să știți că vrea să ne ajute, să îi putem ajuta pe alții. Pentru că după ce ai trecut prin necaz, după ce ai ieșit biruitor dintr-un necaz, poți să încurajezi pe cel care trece ca și tine, nu? Dacă și tu ai fost operat la fel, când te duci la spital, ai cuvinte de încurajare pentru cel care trece printr-o operație prin care tu ai trecut deja. Poți să mângâi, ai deja instrumentul pregătit să încurajezi pe cei care, ca și tine, nu, trec prin aceleași necazuri. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte și din belșug și de mângâiere. Și avem de la frații care au trecut prin necaz, care au fost mângâiați de Domnul și care la rândul lor pot să mângâie pe alții. Cam atât este lecția pentru această seară și v-aș îndemna să ne rugăm Domnului pentru cei care trec prin necazuri. Domnul să folosească toate încercările prin care noi trecem să devenim niște creștini mai buni și mai apropiați de El. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu rugăciunea înaintea Domnului.